A vrut să treacă peste calea ferată la prima ora a dimineții, dar a fost surprinsă și izbită cu putere de trenul de călător ce circula pe ruta Deva-București-Nord, chiar în halta de la Rușor. Vorbim despre o șoferiță de 48 de ani din comuna Pui, care se pare că nu a văzut trenul și s-a înscris în traversarea căii ferate printr-un loc în care nu sunt bariere, ci doar semne de circulație. Femeia, spun martorii, a reușit să iasă singură din mașină, dar autoturismul a fost tâlcit pur și simplu, la fel ca și plugul locomotivei, motiv pentru care a și fost schimbată. Primii care au ajuns la fața locului sunt pompierii din Petroșani, iar un echipaj SMURD a preluat victima. În jurul orei 8 am primit un apel că în localitatea Rușor, la trecerea de nivel peste calea ferată, acceleratul care se deplasa către Deva București a acroșat un autoturism. Ne-am deplasat la fața locului cu un echipaj de descarcerare. S-a constatat că autoturismul era acroșat și tras pe marginea căii ferate, iar victima a fost transportată la spital de către un echipaj al ambulanței IHAZ. Femeia a ajuns la spitalul de urgență din Petroșani, unde medicii din urgență i-au acordat primele îngrijiri și au supus-o mai multor investigații. Din primele date însă rezultă că viața nu i-a fost pusă în pericol. La fel spun și cei care au văzut-o când a ieșit din mașină, ca și primarul comunei Pui, care a sosit imediat la locul incidentului. Din cauza neatenției, altă explicație nu-i. Cum este victima în acest moment? Se pare că e bine, din câte știu eu nu am informații precise, dar din câte știu se pare că totuși, după cum arată mașina, chiar e bine. Și asta e cel mai important lucru, că omul nu are probleme. Restul, mașinile, fiarele se repară, dar omul nu se mai repară. Locomotiva trenului de călători a fost schimbată, iar traficul feroviar a fost întrerupt timp de aproximativ 2 ore pe firul pe care s-a produs evenimentul rutier. Autoturismul implicat în accident a fost avariat în proporție de 75%, iar plugul din partea dreaptă și conducta de aer a locomotivei au fost rupte, fiind necesară o altă locomotivă pentru tractarea trenului. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală.